Duminică seara, toată lumea se pregătea intens pentru venirea lui Moș Nicolae. Pregătim ghetuțele. Ștergile, Adelina. Le lustruiesc, păi nu. Să le dai și cu parfum. Pregătește-ți ghetele roșii. Eu am fost o fetiță cu minte. La mine sigur o să vină Moș Nicolae. Dar, după cum se știe, moșul nu aduce cadouri decât copiilor cu minți. Eu am cea mai mare, nu ea? Perfect. Alo, alo. E cea mai mare. Dacă a venit și Moș Nicolae, bă, nene, bă. Băi, n-am primit nicio lui ea. Eu nu am votă. Are și ela. Neața. Neața! Alina, ai nuia? Seba și Marius n-au. Băi, dar e cu fundiță, e cu fundiță. Ce să mă... Cine n-a primit nuia? Eu. E sabia asta. Seba și Marius. Deci sunt cu mine. Dar moșul știe el ce știe, chiar dacă planurile lui nu sunt clare pentru toată lumea. De ce am primit eu nu e lușă și alte persoane n-au primit? Nu avea cum să scapi tu, stai, cum? Am găsit explicația. Elușa mea a pus-o ca să-i bat pe ceilalți care m-au supărat. Eu nu cred. Are fundiță, e drăguță, e lungă, ajung de la distanță. Mie Moș Nicolae mi l-a adus pe Seba. Și nouă pe tine. Capricile iubirii. Am înțeles eu bine sau aproape toată lumea a primit nuielușă de la Sfântul Nicolae? Aproape toată lumea. Mai puțin Seba și Marius. Doamnelor, întrebarea este... De ce credeți dumneavoastră că Moș Nicolae nu le-a pus tocmai lui Marius și lui Seba? Adică ce au avut ei deosebit? Cât de cuminți au fost ei și cât de răi au fost ceilalți de au primit ceilalți nuielușe și doar Marius și Seba n-au primit nuielușe? Așa am crezut că... Mai cuminți. Eu am crezut că Sebi nu a fost obraznic. Așa. Și am luat nuielușa, pentru că au fost puși la toți băieții, de fapt. Dar am luat de la Sebi și de la Marius. Uh-huh. Și de la Alina am luat încă una, că Alina era cu două. Alina avea două nuielușe. Uh-huh. Da, l-ați auzit pe Ion. El are cea mai mare nuielușă. Da, oare de ce? Așa s-a nimerit. Ia ziceți, doamna... Așa s-a nimerit? Așa s-a nimerit, da. Nu e specială. Haideți, doamna Rodica, n-ați avut nicio... N-ați zis, ia o pasta cu fundiță, Moș Nicolae, și pune-o aici la Ion? E el mai scund și de aceea i s-a părut mai lungă. Cum a fost asta, doamna Eugenia? Doamne, doamne, doamne. Ați auzit-o pe Viitoarea Noră că... A primit nuielușa ca să asta îi spuneam și o altoiască pe ea pregătit-o, da, pe soacră. La soacră. Ea. Da, așa, crezut că am pus-o eu, da. Uh-huh. I-am auzit-o pe doamna Eugenia spunând că au primit în dar, au primit-o în dar pe Adelina. Acum mă întrebam dacă ați fost cuminți sau nu. Sau? Asta așa ca să vă aduc un zâmbet pe față. Aseară când vorbeam cu fetele mele despre Moș Nicolae și că dacă au fost cu minți o să vină Moș Nicolae și o să le aducă daruri, dacă n-au fost cu minți o să primească nuielușe,
Fiimea cea mare a zis, da, eu vreau să primesc daruri, că nu e lușa, am deja. Așa și cu, și cu băieții dumneavoastră, dar una peste alta ar fi meritat cu toții să primească nu e lușe? Nu. Nu? Nu? Că ce unul, e simbolică, da. Nici nu contează. E simbolic, da. E, da, da. Nu știți povestea cu dacă îl dau jos pe Sfântul Nicolae din cui? Da. Asta e în smărândița popii. Da. Ia să auzim. Voi le-ați fi pus la toți nuielușe sau ați fi lăsat vreo 2-3 fără? Le-ați fi pus două. Păi cine, cine a zis că a avut două? Alina. Alina. Alina a meritat două nuielușe? M-am trezit, eu am luat una totuși. E rău ai făcut. Și la Iona aș fi pus două. Doamna Eugenia. Doamna Eugenia. Doamna Gabriela. Păi da, acum, da, Marius nicio nuielușă și Alina două nuiele? Așa de rea a fost Alina? Gândiți-vă doar că stă de 8 luni în casa mireasa și lucrul ăsta ar trebui să o scutească măcar de o jumătate de nuielușă. Zic și eu. Dacă nu ia obosit curița aia în 8 luni de zile, nu merită nicio scutire. În general, nouă femeilor, nu ne obosește gurița niciodată. Tocmai vorbim de, de nu ne mai oprește tocmai nimeni. De ce? Dacă mai două. Punem și faptul că Alina a câștigat concursul pentru Marius, așa. Facem nuielușa mai plac, micuță, i-am nu? I-am dat cadou, nu? A, ăsta a fost cadou. Da, okay. Recompens. Era dar la glumă, oricum. Dar dumneavoastră, doamnelor, nu meritați nuielușă niciuna dintre dumneavoastră? Nu v-am zis că eu mi-am luat singur. E, asta am înțeles, da, așa, restul? Merităm toți. Meritați toate, doamna Ioana? Cred că merităm și noi. Meritați nuielușă, ca eu să știu. Doamna Eugenia se dă mare, nu merită. Dar de ce sunteți așa perfectă? Da. Nu mai sunt nuielușe când ne dădea și sunt, sunt. Stai liniștită. O, avem o pădure întreagă aici. Da? Și sunt sălcii, facem la nuiele de împletim și coșuri, dacă vreți. Da, păi dacă n-a fost când trebuia, acum e prea târziu. Și asta e adevărat. Voi ce ați primit de Sfântul Nicolae? Am primit și dulciuri și îmbrăcăminte. Am primit dulciuri. Anul ăsta a fost darnic, Moș Nicolae. Generos. Și în rest, afară de duielușe, ce-au mai primit copiii din casa mireasa? Copiii. Dulciuri. Dulciuri? Un cadou. Și cadouri? Normal. Ce cadouri au primit? Dulciuri. Au primit. Au primit cadouri de la susținători, da, nu? Da, da, da. Foarte multe. Și le mulțumim mult de tot, pentru că până la urmă orice bucurie făcută celor din casă, pentru ei este importantă. Pentru cine este? Și noi le mulțumim, că ce-o am primit. Mulțumim. Ce, a, avem aici o nuielușă? Da, ce... A, vai, așa nuielușă. Ia, nu, nu, dați-mi-o, dați-mi-o să o vedem. Deci uitați-vă nuielușă. Asta e nuielușă. Nu e. Asta e pentru mine, ca să știu și eu. Pentru soțul dumneavoastră, să o luați acasă. Doamne, și are și un cui, da? A rupt o lugă de boartă, dar aici... Hai mă, lăsați-mă cu nuielușa asta, că n-am nevoie de nuielușa așa de mare. Și pentru soțul meu, nu. Pentru soțul meu, dulciuri și... și dragoste. Asta, asta ne trebuie. Bun. Bine, sper ca toată lumea să fi fost fericită și mulțumită și să se fi simțit bine cu tradiția asta, pentru că e un moment de bucurie și este momentul când practic încep sărbătorile de iarnă. Așa că să avem sărbători cu bine, să fim fericiți și să ne simțim bine. Fie că suntem în casa mireasa, fie că fiecare pe la el pe acasă. Luăm pauză acum!